Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărți de oracol, să vedem cine vă va căuta în curând și de ce. Și ca să fie mai particularizată etalarea, am să o fac în trei variante. Varianta cristal mov, varianta cristal alb, varianta cristal turchin. Să vedem cine vă va căuta și de ce în curând. Cineva care vrea cumva poate să se și împace cu voi. Sau are legătură și cu sănătatea pentru unul dintre voi, poate are legătură și cu a vă propune vreun serviciu legat de sănătate, de asigurare, de o situație, de a vă ajuta cu ceva, poate, pentru un serviciu. Poate căuta și o persoană de altă naționalitate sau o persoană care vrea să se distreze. Un îndrăgostit s-ar putea să vă caute, cineva să vă propună o întâlnire. Un îndrăgostit, văd aici un iubit, nu se grăbește și el. Haideți să vedem cine vă va căuta și de ce. Prima, a doua sau a treia. Am să încep cu prima variantă. Vă caută niște bani, să zic așa, vă vin niște bani. Deci, foarte curând, voi veți primi niște bani și veți avea poate și niște invitații la niște petreceri. Să știți că pe curând așteptați-vă la bani, așteptați-vă la un câștig, poate chiar și la un joc, sau la o competiție, la un concurs, la vreun examen, la ceva. Așadar că așteptați-vă să vă caute niște persoane care să vă invite la vreo petrecere sau să vă ofere niște daruri, niște cadouri. Văd că veți descoperi niște daruri, veți avea o bucurie. Pe curând vă caut o bucurie. Asta vă caută. Pe curând vă veți bucura. Pe neașteptate veți descoperi niște bani, veți câștiga la un joc. Deci așteptați-vă pe curând la o vizită. Așteptați-vă așadar la o vizită, la o noutate, poate are legătură și de o sarcină, poate a veni și vreo veste care ține de un copil, sau vă caută copilul, sau vă vin niște vești de nașterea unui copil, invitații poate și la o aniversare a unui copil, la vreun botez. Pe curând așteptați-vă la noutăți, așadar, la vești, la vizite, musafiri, invitații pe undeva. Văd că aveți o reușită, vă luați de pe inimă o piatră, vă împliniți niște dorințe. Deci la asta vă puteți aștepta în curând, vă va căuta cineva care să vă aducă bucurie, reușită, realizare, cineva cu care poate ați avut și niște neliniști, poate fi un iubit, un partener cu care veți avea o întâlnire, vă propune vreo întâlnire, voi sunteți neliniștite poate, sau vă va da niște vești, vă ține cumva, vă pune pe jar această persoană, deci vă face să așteptați. Nu vă spune decât poate până în ultima clipă că vine pe la voi sau că v-a luat un cadou sau că vă invită undeva, deci ar putea să fie și o astfel de situație, dar văd că aveți vizite, noutăți, chiar faceți cunoștințe noi, deci puteți fi invitați undeva la o petrecere și acolo să vă, cineva poate dorește să vă, chiar să vă cunoască și să vă invite undeva, de cineva neliniștit. Și bani vă caută. Deci vă vin bani care îi așteptați, poate, dar vă vin și alte surse de venit. Veți găsi alte, să zic așa, alte oportunități, alte reușite. Văd că aveți foarte mult noroc, foarte multe. Aveți mai mult spor, poate, în ceea ce faceți. Haideți să vedem varianta numărul 2. Cine vă va căuta în curând și de ce? Aflați niște secrete voi, poate și de sănătatea cuiva. Puteți afla, deci vă pot căuta niște persoane care vor să se, care au niște probleme, poate, vor să se vindece, vor să se, pot fi și persoane care au probleme de sănătate sau au probleme, au niște necazuri. S-ar putea să vă caute cineva că are și un necaz sau sper să nu vă caute cineva să vă facă vreun necaz, vedeți că poate apărea o ceartă, o neplăcere pentru că cineva este poate demoralizat, supărat, are o tristețe și a căutat bucurie și nu o găsește și s-ar putea să se supere.
pentru bani. S-ar putea să vină să vă caute cineva care are nevoie de un ajutor, de un sprijin de bani. S-ar putea asta să fie. Dar s-ar mai putea să fie, ține și de karma personală, de înțelepciune, pentru că s-ar putea să fie, cum ar veni cu ocazia Crăciunului, să vă caute niște persoane care își doresc să fie ajutate, pentru că au niște probleme, niște necazuri. Văd că puteți avea o revelație, o intuiție, vă ajută. Vă puteți reface sănătatea. Cumva, poate și prin gândire mai pozitivă, pentru că altfel s-ar putea să apară o neînțelegere. Veți primi niște bani și pe voi vă caută niște bani și pe voi vă caută un tânăr aici, un tânăr foarte ambițios. Deci asta zic aici, s-ar putea să aveți de-a face cu un tânăr care el are niște ambiții. Și dacă nu ies ambițiile sale, s-ar putea să iasă o discuție, o ceartă, pentru că el poate are un dezechilibru. Are nevoie de bani, are nevoie de un, nu știu, număr pe care să plângă, are nevoie de un sfat și dacă el nu îl primește și va fi criticat sau cumva aici poate ieși cu o supărare, pare că face vreo, are vreo decepție această persoană. S-ar putea să auziți acest lucru de cineva care, pentru că are o neplăcere, are probleme de sănătate, s-ar putea să facă și de vreo problemă de sănătate, dar văd că până la urmă voi ajutați pe cineva. Sunteți grăbiți, poate, să și ajutați pe cineva, țineți de ambițiile și de voința voastră să vă depășiți niște tristezi, dacă sunt ale voastre. Deci s-ar putea la unii dintre voi să aveți pe neașteptate din cauza unei, cum să zic, e ca și cum nu-ți mai merge ceva, nu știu, se strică ceva și brusc te enervește, super. Și asta te poate aduce pe tine într-o energie grea. Te super, nu-ți merge bine. Nu-ți merge bine ceva și te superi, îți pierzi timpul, să zic așa, energia. Și, dar până la urmă văd că îți găsești forța în tine, poate și datorită credinței, poate și datorită ambiției, dar și datorită unui dar, unei bucurii care vine pe neașteptate. Deci poate fi și așa bucurie și puțin bucurie în cumpănă la voi, la varianta pietre albe, pentru că poate aveți și de făcut o clarificare cu sănătatea, cu voi, cu cineva. Haideți să vedem și la varianta numărul. Și la varianta albă s-ar putea să vă caute și un preot. Poate fi să facă peștanie, spre exemplu, sau vă duceți voi chiar, voi veți căuta voi pe cineva. Haideți să vedem și la varianta numărul 3, cristalul ciorchină, să vedem pe cine veți căuta, cine vă va căuta în curând și de ce. Vești, vă vin vești, scrisori, propuneri de afaceri, bani și vouă niște noutăți care vin de la bani, câștiguri, vă vin niște noutăți, niște vești, prieteni, invitații pe undeva, dar s-ar putea să aveți și vreun dușman, văd că vă tristează. Primiți dar, un ajutor, dar într-adevăr voi sunteți cam geloziți, cam gelozite. Deci așteptați-vă pe curând la musafir, la socializare, dar e o socializare așa cu duș întors. Te întristează, pentru că sunt persoane care te cam urmăresc, te cam dușmănesc, nu prea sunt sincere sau chiar te și umilezi. Te ajută, dar te ajută așa cum să zic, ca să-ți... văd că-ți vin veștici. Așteaptă la vești care țin de bani, de câștiguri, de drumuri, de o afacere, de un contract, exact, de drumuri pot fi aici. Mai trebuie să vedem, de musafir. Primești invitație să te duci undeva. Dar ești cam urmărită, cam, să zic așa, sau cam urmărit, cam... ești într-un anturaj care poate fi foarte bun, dar undeva n-aș vedea că în anturajul în care ești un invitat ai probleme, ci cineva te cam urmărește, te cam dușmănește, pentru că ai tu niște invitații, niște petreceri, niște reușite. Da, am mai pus să vedem de ce. E pentru că pot veni niște vești, niște contracte, aveai o familie reușită, ai niște reușite în familie, de bani, de câștiguri, persoane care vin de la drum, poate la tine sau te duci tu undeva la drum și da, ești cam dușmănită, că poate aceste persoane nu prea au ele, zic așa, cât ai tu, ce ai tu și aici poate fi o chestie și de invidie, de gelozie, dar nu văd că te afectează, văd că ori stai deoparte, să zic așa, și te uiți, contempli aceste persoane, ori afli, dar nu te afectează, nu te interesează, îți vezi de treaba ta, văd că ai câștiguri, daruri, vești, musafiri, te ții puțin mai, cum să zic, ții mai mult la intimitatea ta și probabil cuiva nu-i convine, că poți avea de-a face cu persoane mai curioase sau poate fi cineva care ar fi vrut cu tine ceva. Și dacă tu nu vrei, atunci îți poartă ranchiură, să zic așa, sau te urmărește.
dar nu te afectează. Cam asta e ce pot să spun și probabil poți primi veste, una, aici la această a treia variantă s-ar putea să vină și veste de căsătorie, invitație la vreo căsătorie, văd aici, ori de împăcare, ori de căsătorie, ori de a face un drum să duci undeva la niște persoane care pot fi tineri căsătoriți, spre exemplu, sau să-ți propună să îi căsătorești, să le finași. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți.